George Campbell Morgan, 1863-1945. Putere deplină. Anglia a fost locul de naștere a lui J. Campbell Morgan, acesta provenind dintr-o familie evlavioasă. Un copil minune în cercurile religioase, el a început să predice în mod regulat în biserici rurale încă de la vârsta de 12 ani. Revenindu-și după o perioadă de 2 ani de îndoială spirituală, la vârsta de 19 ani, el a început să trăiască pentru un singur țel, prezentarea cu credincioșie a scripturilor. La 23 de ani, a renunțat la funcția de profesor în învățământul secular pentru a-și dedica tot timpul predării cuvântului lui Dumnezeu. Toată Anglia a aflat curând de predicile și învățăturile lui dinamice, iar faima lui s-a răspândit până în Statele Unite. D.L. Moody l-a invitat pe Morgan în America să predea cuvântul lui Dumnezeu unui număr de mii de nou convertiți în urma lucrării lui și a altor evangeliști. După 5 ani rodnici, el s-a întors în Anglia și a devenit pastor la Westminster Chapel din Londra. După 14 ani petrecuți în această funcție, el s-a întors în America pentru alți 14 ani de predicare itinerantă. Apoi și-a reluat ocupația de pastor în Anglia până la pensionare. Cei care s-au aflat sub păstorirea lui Morgan sau care citesc cărțile au învățat cu siguranță cum să studieze cu sârguință scripturile pentru ei înșiși. Data aproximativă 1910. Întrebare. Domnule Morgan, ce loc ocupă lucrarea Duhului Sfânt între creștini? J. Campbell Morgan. În interiorul bisericii se manifestă o evidentă și minunată trezire a interesului față de ea. În ultimul sfert al acestui secol al XIX-lea, oamenii din toate segmentele bisericii creștine au vorbit și au scris despre lucrarea Duhului Sfânt. Dr. Scofield din Northfield spunea: în ultimii 20 de ani, mai multe cărți, broșuri și pliante despre Duhul Sfânt au ieșit de sub tipar decât în toată perioada care s-a scurs de la inventarea tiparului încoace. Cu ce rezultat? Proclamarea acestui adevăr a avut drept rezultat o viață nouă în interiorul bisericilor. Peste tot există suflete pasionate care se interesează de o cunoaștere mai bună, mai clară, mai sistematică a lucrării minunate a Duhului.
Pastorii care au rezultate deosebite pentru împărăția lui Dumnezeu sunt cei care pun întreaga sarcină a lucrării lor asupra Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. El ajunge să fie văzut în cele din urmă mai mult ca o persoană decât o influență. Unde Duhul lui Dumnezeu este întronat în predicare și în toată lucrarea creștină și unde îi se dă loc cuvenit ca administrator al lucrărilor lui Iisus Hristos, acolo apare rezultate apostolice. Sunt toate manifestările autentice? Ca întotdeauna în istoria omului căzut, această lucrare divină are și ea parte de contrafaceri. Diavolul are două strategii pe care le folosește împotriva adevărului viu al lui Dumnezeu. Întâi, el caută să ascundă viziunea. Când lucrul acesta nu mai este posibil, când adevărul cu strălucirea și frumusețea lui inerentă îndepărtează ceața, atunci procedura diavolului este falsificarea. Scoțând adevărul din echilibrul lui, el îl transformă într-o eroare fatală. Cel mai mare pericol care amenință astăzi adevărul lucrării personale a Duhului constă în accentuarea unui anumit adevăr din partea acelora care nu sunt atenți să descopere gândul Duhului. Odată cu această trezire a interesului, oamenii au lansat mai multe sisteme întru totul neautorizate. Acestea au adus robie acolo unde Duhul ar fi adus libertate. Se întâmplă aceasta în parte și din cauza greșelilor de terminologie? Da, unii oameni au folosit în mod greșit unele expresii legate de acest subiect. Botezul Duhului, ungerea Duhului, locuirea Duhului, pecetluirea Duhului, umplerea Duhului, toate acestea sunt bazate pe Scriptură. Dar oamenii le smulg din contextul lor și fac din ele modul de exprimare curent al unui nou sistem de gândire, al unei noi forme de legalism. Vă rog să ilustrați. De pildă, ei afirmă că un om care este deja convertit poate fi botezat de Duhul dacă, și numai dacă, sunt înșirate anumite condiții. Și aceste condiții dau naștere unui legalism la fel de dezastros ca cel al învățătorilor iudaizatori de prin bisericile Galatiei. Ei spun că dacă un om se va lăsa de un anumit lucru sau altul, și în multe cazuri este vorba chiar de nerespectarea legilor pur naturale ale vieții, Dumnezeu îi va umple sau boteza cu Duhul. Toate acestea sunt contrare învățăturii Noului Testament. Noul Testament folosește întotdeauna termenul de botez al Duhului cu referire la regenerare și niciodată la ceea ce ei numesc astăzi adesea a doua binecuvântare. Care credeți dumneavoastră că este învățătura adevărată cu privire la plinătatea Duhului Sfânt? Umplerea Duhului prin credința mai mare a credinciosului este adesea, dar nu cu necesitate, o a doua binecuvântare. Tot ce are nevoie cineva pentru o înțelegere mai amplă a unei vieți sfinte devine dreptul prin naștere și proprietatea credinciosului de îndată ce el este născut din nou de Duhul lui Dumnezeu. Nimic nu e mai greșit decât obiceiul de a inventa sisteme pe baza unor expresii biblice izolate și scoase din contextul lor. Care sunt liniile călăuzitoare ce pot să ne păzească de eroare? Un ghid sigur și infailibil spre adevăr și prin urmare unicul și singurul care corectează erorile este Cuvântul lui Dumnezeu. El reprezintă singura noastră curte de apel. În abordarea acestui subiect, mințile noastre trebuie să fie curățate de toate concluziile și ideile preconcepute. Nici o descoperire a acțiunilor Duhului lui Dumnezeu sau a lumii spirituale nu ne vine decât sub formă de revelație dată prin Biblie. Vă rog să explicați lucrarea Duhului în raport cu creștinii.
Nu este nevoie ca copiii lui Dumnezeu să-L roage pe Dumnezeu să le dea Duhul Sfânt. Ioan 14, 16 cu 17 ne asigură că Iisus l-a dat deja ca să fie cu noi pentru totdeauna. Apoi, învățătorul accentuează metoda prin care El va locui în noi. El rămâne cu voi și va fi în voi. Prima misiune a Duhului este să rămână cu biserica, stabilindu-și locuința în individ. Duhul nu mai este un musafir tranzitoriu, ci însăși viața care locuiește în credincios. El creează și menține, în ciuda tuturor rupturilor aparente, singura biserică catolică a lui Hristos. Lucrările Duhului în viețile noastre, ale credincioșilor, sunt, așa cum a afirmat Iisus, să ne învețe toate lucrurile, să ne aducă aminte tot ce a spus El și să mărturisească despre El. Ioan 14:26. Duhul ne va călăuzi în tot adevărul. Ioan 15:26. El ne va descoperi lucrările viitoare. El îl va glorifica pe Iisus. Ioan 16, versetele 13 și 14. Care este semnificația cincizecimii istorice? Dumnezeu a turnat Duhul Său în ziua cincizecimii ca pe un dar. Oamenii nu aveau niciun drept să-i pretindă lui Dumnezeu acest dar măreț. El nu l-a revărsat ca răspuns la vreo rugăciune a omului, nici datorită vreunui merit al acestuia. Aceasta a fost, la fel ca Iisus, un dar al harului lui Dumnezeu l-a dat tuturor. Cincizecimea în economia lui Dumnezeu a fost ocazia revărsării Duhului, ca răspuns la lucrarea terminată a lui Hristos, și a avut loc pentru ca Dumnezeu să-și poată realiza scopul în caracterul oamenilor. Cincizecimea, pentru ucenici, a fost trecerea de la statutul de simpli urmași și învățăcei la o unire vie cu Hristosul viu. Cincizecimea, pentru lume, a fost venirea în lume a unui nou templu format din bărbați, femei și copii vii, locuiți de Duhul Sfânt, cu scopul de a aduce laude, de a se ruga și de a profeți. Care este concepția dumneavoastră cu privire la botezul Duhului? Când tratăm aceste subiecte importante, care au legătură cu Duhul, este înțelept să ne ținem cât mai mult posibil de terminii Noului Testament. Ar fi de un enorm folos dacă i-am folosit numai pe aceștia, și așa cum o face Scriptura. În general, noi înțelegem și, prin urmare, aplicăm greșit termenul botezul Duhului. Unii oameni îl folosesc ca și cum ar fi sinonim cu umplerea Duhului. În consecință, unii vorbesc de botezul Duhului ca de o a doua binecuvântare. Învățătura lor este că credincioșii trebuie să ceară și să aștepte și să pretindă acest botez ca pe ceva diferit de convertire și mai presus de ea. Această concepție este totalmente neautorizată de Scriptură. Botezul Duhului este binecuvântarea primordială, este pe scurt binecuvântarea regenerării. Ne botează Duhul în momentul în care suntem născuți din nou? Da. Însă există o diferență esențială între această binecuvântare inițială și binecuvântarea în care au intrat mii de oameni din poporul lui Dumnezeu în ultimii ani. Este diferența dintre botezul Duhului și umplerea Duhului. Majoritatea credincioșilor cu experiența umplerii Duhului după botez. Cele două sunt identice în scopul lui Dumnezeu, dar diferite în experiență. Când trecem în revistă toate pasajele din Noul Testament care se referă la botezul Duhului, observăm că în fiecare dintre cazuri se face referire nu la o anumită binecuvântare de după regenerare, ci la regenerarea însăși. Aceasta este miracolul supranatural prin care o persoană trece de la întuneric la lumină, din moarte la viață, de sub puterea păcatului și a lui Satan,
la libertatea glorioasă a unui copil al lui Dumnezeu. Prin urmare, credeți că astăzi creștinii nu ar trebui să ceară sau să aștepte Duhul Sfânt? Așa cred. Nimic nu îndreptățește această idee populară și predominantă și nici nu există o a doua binecuvântare. Duhul Sfânt a venit ca răspuns la cererea lui Isus și pe baza lucrării lui terminate. El nu dă niciodată Duhul ca răspuns la cererea omului. El dă Duhul pe baza pocăinței și credinței. El îl botează pe om cu Duhul și din acel moment Duhul lui Dumnezeu îl ia în stăpânire și locuiește înăuntru lui. Credinciosul poate să-l oprească, să-l împiedice, să-l stingă și să-l întristeze. Cu toate acestea, din momentul nașterii din nou, el este templul Duhului Sfânt. Dumnezeu îi botează pe oameni cu Duhul Sfânt în cadrul miracolului inițial al regenerării. Ce ne puteți spune despre nevoia de zăbovire sau așteptare? Acest lucru nu li se aplică deloc creștinilor de astăzi. Dacă oamenii trebuie să zăbovească până sunt îmbrăcați cu putere, aceasta nu e din cauză că Dumnezeu nu le-a dat Duhul, ci din cauză că există ceva în viețile lor care nu vrea să lase Duhul să lucreze. Fiecare credincios este deja un templu a Duhului Sfânt. Dacă există zăbovire, este din cauza unei neascultări și nu din cauza vreunei încetineli din partea lui Dumnezeu de a le acorda o deplină binecuvântare tuturor copiilor lui. O astfel de zăbovire nu este așteptarea omului după Duhul, ci așteptarea Duhului după om. Ce afirmă Biblia cu privire la umplerea Duhului? Expresia apare în Faptele Apostolilor de 8 ori și odată în Efeseni. Ca să rezumăm, viața plină de Duhul este o stare normală a credinciosului. Un credincios poate să o piardă, ea poate fi restaurată. Dumnezeu îi umple pe oamenii de curând născuți din nou în momentul în care îi botează prin Duhul în unire cu Hristos. Dar foarte adesea, din cauza că lipsește o învățătură clară și o înțelegere completă a legii Duhului, ei pierd plinătatea binecuvântării. Afirmați că la convertire nu numai că primim Duhul, dar că tot atunci Dumnezeu ne și umple cu Duhul? În ziua cincizecimii, într-un moment în care Dumnezeu a transformat grupul de ucenici evrei într-o biserică, El nu numai că le-a dat Duhul, ci i-a și umplut. Prin urmare, voia lui Dumnezeu nu-i dă omului Duhul astăzi, cerându-i apoi să aștepte timp de câțiva ani înainte să-l umple cu Duhul. Miracolul suprem prin care un om este născut din Duhul și botezat de Duhul într-o nouă relație cu Hristos este și miracolul prin care Dumnezeu îl umple pe credincios cu Duhul lui. Există și alte umpleri mai târzii? Dumnezeu dă umpleri speciale ale Duhului Sfânt în vederea unor lucrări speciale de slujire. Când Petru sau Pavel sau oricare alt slujitor de astăzi al lui Hristos are o lucrare specială de făcut pentru Domnul, este posibil ca Dumnezeu să-l umple în mod special cu Duhul pentru a realiza această lucrare specială. Are vreo semnificație imperativul folosit în Efeseni 5:18, fiți plini de Duh? Întrucât El arată că este vorba de o poruncă, lasă responsabilitatea nu în seama lui Dumnezeu, ci în seama credinciosului. Vedem această responsabilitate exprimată în cuvintele: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Efeseni 4:30. Aici este cheia misterului ce învăluie experiența mii de creștini. Ei sunt născuți din Duhul și nimeni nu va contesta că sunt creștini. Însă nu sunt umpluți de Duhul,
căci viețile lor nu manifestă roada Duhului. Probabil că ei l-au întristat pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu într-un anumit fel în trecut. Dumnezeu a marcat pentru ei în mod clar cărarea ascultării, dar ei nu au ascultat. Creștinii pe care Duhul i-a botezat într-o nouă relație cu Hristos au întristat Duhul prin neascultare, printr-o stare călduță, prin indiferență față de pretențiile lui Hristos, printr-un caracter lumesc sau prin neseriozitate. Prin urmare, Duhul nu-i umple. Este corectă expresia un botez și multe umpleri? Aceasta este o formulare foarte utilă. Ea este izvorâtă din învățătura și istoria Noului Testament. Un botez în clipa nașterii din nou, moment în care Duhul coboară asupra omului care se pocăiește și crede și îl unește cu Hristos. Este posibil ca unii creștini să fie neascultători și să piardă umplerea Duhului. Ei o pot reface prin pocăință și ascultare. În experiența foarte multor credincioși, această formulare se dovedește a fi corectă, un botez, dar mai multe umpleri. După părerea dumneavoastră, cât la sută din creștini trăiesc într-adevăr o viață umplută de Duhul? În realitate, această experiență este foarte departe de a fi caracteristică pentru majoritatea creștinilor. Totuși, scopul lui Dumnezeu este să-L umple pe fiecare copil al Său, nu la un an, la 2 ani, la 10 ani după convertire, ci în momentul convertirii și în continuu până la sfârșitul vieții Lui pe pământ. Care sunt pașii pe care trebuie să-i facă un creștin care vrea în mod sincer să fie umplut de Duhul? Aceasta este cea mai importantă întrebare pe care o poate pune un credincios dacă dorește într-adevăr să fie ceea ce vrea Dumnezeu ca el să fie, dacă este într-adevăr dezgustat de tot ce este doar formal și mediocru și dacă este dornic să trăiască după voia lui Dumnezeu cu orice preț. Dumnezeu prezintă câteva condiții clare cu ajutorul căreia credinciosul născut din Duhul poate să ducă o viață plină de Duhul. Sunt 2 condiții, cea inițială și cea continuă, pentru a obține binecuvântarea și pentru a o păstra. Prima este abandonarea, cea de-a doua este rămânerea. Abandonarea este același lucru cu consacrarea, predarea sau dedicarea? Folosesc intenționat cuvântul abandonare. Consacrarea este un cuvânt extraordinar, dar s-a abuzat atât de mult de el, încât și-a pierdut o mare parte din semnificația lui cea mai profundă. Probabil că abandonare nu este un termen teologic comun, dar este plin de forță. Ori de câte ori ne abandonăm din toată inima, la modul absolut, necondiționat, pozitiv și decisiv, viața în mâna lui Dumnezeu, va urma umplerea cu Duhul. Abandonarea este dublă. Abandonarea în vederea purificării făcute de Duhul, Efeseni 4:30 și 31, și abandonarea întregii ființe în mâna lui Iisus Hristos, ca El s-o poată oferi lui Dumnezeu, Romani 6:13. Despre abandonare se poate vorbi cu ușurință și totuși oamenii evită subiectul. Ei ar prefera să facă orice altceva, dar nimic nu poate lua locul abandonării. Unii oameni încearcă să pună rugăciunea unde Dumnezeu a pus abandonarea. Alții pretind că ei așteaptă până când Dumnezeu vrea să-i umple. Ambele categorii greșesc. Deși ei cred că așteaptă după Dumnezeu, de fapt Dumnezeu așteaptă după ei. Dacă se supun Duhului, El va pătrunde în orice moment, pe orice poartă și cale și în fiecare colț al vieții lor. Cum menținem plinătatea Duhului? Rămânerea în Hristos
ne păstrează plin de Duhul. Oamenii vorbesc foarte mult de rămânere și mulți s-au străduit să definească acest termen. Unii dau definiții admirabile, mistice și poetice, dar în cea mai mare parte a lor, inaccesibile vieți obișnuite ale credinciosului. Haideți să rămânem la definițiile din Scriptură. Cine păzește poruncile lui, rămâne în el și el în el. 1 Ioan 3:24. Definiția aceasta este destul de clară. Ea poate fi formulată și astfel. A rămâne înseamnă a asculta. Vom simți ceva atunci când Duhul ne umple? Aici este necesar un cuvânt de avertizare. Oamenii fac o greșeală vitală dacă întocmesc un cod al senzațiilor și așteaptă apariția acestora ca dovada umplerii Duhului. Unii așteaptă un tremur magnetic, alții un extaz copleșitor. Este posibil ca unii să aibă astfel de experiențe, iar alții nu. O altă categorie de oameni așteaptă o experiență asemănătoare cu altcuiva, dar ei nu vor avea niciodată. Mulți citesc biografiile unor mari lideri creștini și așteaptă să primească ce au avut aceștia. Dezamăgirea va veni negreșit. Putem spune cu siguranță că experiența umplerii Duhului nu este identică în două cazuri, așa cum nici conștiința vieții obișnuite nu poate fi vreodată aceeași la două persoane diferite. Da, există asemănări, iar marile împrejurări fundamentale sunt aceleași, dar în lumină și umbră există varietate. Dacă lucrul acesta este adevărat cu privire la o viață obișnuită, el este adevărat și cu privire la binecuvântarea spirituală mai înaltă. Duhul Sfânt îi umple pe toți credincioșii. Experiența unuia diferă de altuia. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu. 1 Corinteni 12:6. Care sunt numitorii comuni? Cei care sunt umpluți de Duhul sunt conștienți cu toții de aceeași realitate, de Iisus Hristos. Când Duhul Sfânt vine în plinătatea Lui, El le dă oamenilor o cunoaștere a Lui Dumnezeu cum nu au mai avut-o înainte. Până și conștiința prezenței Lui Hristos va mai varia în experiența credincioșilor. Aduceți-vă aminte că este necesar ca întreaga biserică să fie conștientă pe deplin de prezența capului. Grandoarea lui este de așa natură încât el nu se poate da pe sine în mod absolut, total și decisiv unui singur individ. El are nevoie de întreaga biserică pentru a-și etala gloria lui desăvârșită, pentru a arăta maestatea persoanei lui. Nimeni să nu-și limiteze felul de a percepe pe Hristos la percepția unei singure persoane. El reprezintă ceva pentru un om și altceva pentru un altul. Dar credincioșii sunt una în realizarea faptului că stăpânul este acela pe care ei toți îl percep prin Duhul. Realitatea domniei lui Iisus este un rezultat primordial al vieții pline de Duhul. Trăirea ca și creștin, plin de Duhul, ține de responsabilitatea fiecăruia. Locuiește El în tine, în toată plinătatea Lui? Sau îl întristezi și îl stingi? Credinciosule, abandonează-ți întreaga viață în mâna Lui.